În prezent, în cadrul cercului de pian, își desfășoară activitatea copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Elevii vin cu plăcere la cursuri și se află în căutare de noi tehnici. Cei mai mulți doresc să evolueze, să descopere tainele muzicii, dar mai ales ale pianului. Este o metodică specială, normal, pentru vârstă, pentru fiecare vârstă. Pentru cei mici e mai mult în formă de joacă, pentru cei mari e metoda clasică. Se desfășoară în 45-50 de minute, câteodată și câte o oră, depinde cât necesită copilul. Dar în general sunt 50 de minute lecția și se învață diferite exerciții, game, în primul rând poziția mâinii. E o metodă specială. De la ce vârstă se pot înscrie micuții? Dacă sunt copii mai răbdători, se poate și de la 5 ani, dar de obicei, totuși, cea mai ideală vârstă e 7 ani. La cercul de pian din Mergirie, copiii se pot destinde și socializa cu vechi și noi prieteni. Cel mai important este faptul că au ocazia să exprime prin muzică viziunea pe care o au asupra lumii. Cei care au ales aceste cursuri spun că pianul îi ajută să se dezvolte pe mai multe planuri. Asta e anul 2 și îmi place foarte mult muzica și pianul. Da, îmi place mult. Învăț cântecele noi și grele. Ce spui copiilor care nu s-au înscris la acest cerc? De ce ar trebui să se orienteze către cursurile de pian? Că pianul este un instrument foarte frumos și delicat. Și descoperă muzica și dezvoltă logica. Orele se desfășoară fără restricții asupra colaborării între elevi. Micuții sunt prieteni și se ajută între ei de fiecare dată, iar temele se aleg în urma unui acord comun. Eu sunt aici deja, cred că a 7-lea, 8-lea an. De când lucrez, am avut un noroc foarte mare, am avut tot timpul elevi foarte buni și tot timpul am fost la concursuri și naționale și internaționale și am venit neapărat cu locul 1, 2, 3, cu premii speciale. Anul trecut, prima dată, am adus și două trofee, Migdale, Cristian, care va fi anul 5 acum. Cercul de pian are ca scop aprofundarea disciplinei de muzică, dar și promovarea tinerelor talente. Atât creativitatea, cât și aptitudinile de care dispun copiii sunt valorificate într-un mod cât mai artistic. Persoanele interesate sunt așteptate să se alăture grupului de mici artiști ai pianului.